man! Dați drumul la lasere! Și vrea acum să o ducă în beci. Să o pună la păstrare. Cum? Cum să întrerupe așa ceva? I-am bătut ritmul. Vă scuzați, da. Vai de fapt. Așa de frumos te vedea când stăteai așa. Nu. Doamne, deci pentru asta aș da, da, să mai iei. Vreau să spun un singur lucru. Vai, ce mi-ați făcut, domnul Abrudan. După tot ce ați văzut aici, veți continua să spuneți că numai la televizor se văd toate tâmpenile. Uitați ce se întâmplă în cluburi. Corect. Adevărul e că mi-a plăcut, domnul Abrudan. Ce frumos mi-a zis, ce frumos m-a sărutat. Ce frumos v-a spus la pieptul meu. Totul a fost minunat. Uite, încă mai există urme pe pieptul. Ce zici, Pavel? Ți-a plăcut și s-a văzut bine și de acolo. Da, foarte bine. Am o singură remușcare. Mi-aș fi dorit să pot întrerupe acest număr, dar n-am reușit. Nu s-a putut. Dar de ce n-ai apelat la mine? Că mie mi se întrerup numerele din ce în ce mai des. Dacă Julieta trăia exact așa, era ca tine. Nu? Ai văzut? Tânără, frumoasă, împlinită. Mai am o șansă la teatru, absolut, Florine. Absolut, absolut. Ia-mă, Florine. Ia-mă. Adineori am zis ceva de numere întrerupte, da. Stimate coleg, lucrurile sunt simple. Și Romeo și dumneavoastră au avut un destin scurt. Îmi pare rău. Trebuia să luați un regele Lir, să luați un alt personaj, un Richard al III-lea, un Henry al IV-lea. De ce nu luați pe Romeo, care a avut o viață tumultoasă și scurtă? Mulțumesc, Romeo.